Sindromul Italia este întâlnit doar în cazul femeilor care au lucrat foarte mulți ani în una dintre țările din Europa. Acesta se manifestă prin stări de anxietate, depresie și poate ajunge până la schizofrenie. După 15 ani de muncă în Italia, Oișancă a simțit că este la capătul puterilor și a decis să vină acasă. Am plecat toți acolo să muncim și rezolvăm problema în țară. Nu a fost așa. Pe când ați plecat? Sunt 15 ani. Și când v-ați întors? Cu 2 ani. Ce făceați mai exact? Nu, lucram la restaurant, spălam vase, ce curățeam la o sală de sport. Oișancă nu este singura care a trecut prin această dramă. După 89, foarte mulți pacienți s-au dus să lucreze în Italia. Pentru ei era o piață de muncă care îi primea. Și ei aveau nevoie de o categorie de pacienți care să accepte un program mai lung de muncă, care să fie disperat să muncească, să câștige un ban mai mult decât ceea ce câștigau în țară. Timpul trecea și femeia era din ce în ce mai stresată pentru că trebuia să facă față unui program extrem de încărcat. Când a simțit că nu mai reușește nici să își găsească un loc de muncă, și-a lăsat familia și a decis să se întoarcă acasă. Nu puteam să rezista la locul de muncă. Unii mă duceam să lucrez, mă refuza. În cauza vârstei sau din ce cauza? Nu știu de ce. Cei că nu pot să lucrez cu mine. Probabil de ceva, dar eu nu știam, nu simțeam că am. Și v-ați întors singură sau și cu familia? Singură. Pentru că copiii sunt surați acolo, căsătoriți. Soțul a rămas acolo, eu m-am întors acasă. Mm-hmm. Și am venit aici, la spitalul internat. Și aici este o divină. Și, din păcate, nu este singura femeie care se află în această situație. Doamnele acestea ajung, nu cunosc bine limba și un stres în plus este necunoașterea limbei. Unele aveau contract de muncă, majoritatea nu aveau contract de muncă, iarăși un stres în plus. Sunt foarte multe pacienti care vin nu numai cu depresii, ci și cu episoade psihotice. Multe dintre acestea aud voci, au vedenii, cum le spunem noi, halucinații vizuale, halucinații auditive, au impresia că sunt urmărite pe stradă și multe din simptome apar acolo, în străinătate. Deci, majoritatea s-a dus de familie în țară pentru tratament sau chiar au urmat tratament și acolo, în spital de psiatrie. Majoritatea femeilor din Italia au lucrat ca asistente pentru persoane foarte bolnave, deși nu aveau pregătirea necesară. Acestei badante, cum se numesc în Italia, adică asistent personal, la acești pacienți italieni, femei, bărbați cu dizabilități neuropsihice, care necesitau cadre medicale specializate și nu doamne care nu aveau studii. De regulă, femeile au vârste cuprinse între 35 și 60 de ani. În primul rând, tratament într-o secție de psihiatrie specializată cu psihoterapie. Un singur episod implică un tratament cam de 6 luni. Dacă sunt mai multe episoade, perioada de tratament se lungește la un an, 2, 5 sau poate chiar toată viața pentru unele dintre paciente. Doar anul acesta, câteva zeci de femei diagnosticate cu sindromul Italia au primit îngrijiri medicale la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.